Dați-mi voie să vă salut în numele Domnului Hristos, cu pacea Domnului în această ocazie mult binecuvântată de Dumnezeu. Mă bucur foarte mult să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră. Sper că sunteți sănătoși atât cât se poate pe pământul acesta. Și eu adesea sunt întrebat, frate Andrei, cum te simți? Și am un răspuns. Mai dăm din când în când cu puțină vaselină și mergem. Continuăm să ne mișcăm. Este adevărat că nu toate lucrurile sunt poate așa cum ne dorim noi pe pământul acesta, dar tot ceea ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră este doar cu un singur scop. Ca să ne arate cât de trecători suntem pe pământul acesta, cât de dependenți ar trebui să fim de El și toată încrederea noastră să ne punem în El și în planul Său. Spun un bun venit tuturor acelora care poate sunt pentru prima dată în mijlocul nostru, într-o biserică adventistă de ziua șaptea poate. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă asculte cele mai fierbinți rugăciuni. În același timp, aș vrea să salut pe cei care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare, prin această transmisiune în direct, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră acolo unde vă găsiți. Discutând înainte de începutul acestui serviciu divin cu unii dintre dumneavoastră, am auzit o replică. Frate Andrei, nu am știut că veți fi aici. Dați-mi voie să vă spun că prin harul lui Dumnezeu am sosit puțin mai devreme aici în zona Zalăului pentru că cu ajutorul său am filmat și astăzi mai multe prezentări pentru postul de televiziune Sălăjeanu. Asta pentru că încercăm ca în perioada aceasta în care oamenii își ațintesc privirile asupra sărbătorii Paștelui să poată avea și o înțelegere mai profundă cu privire la subiectul acesta dintr-o perspectivă a Sfintelor Scripturii. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am început să filmăm aceste materiale și cred eu că se vor dovedi o binecuvântare pentru toți cei care le vor urmări prin harul lui Dumnezeu. Iar nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm și să cerem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă inima celor care sunt sinceri și dornici după mântuire. Amin? Amin. Aș vrea pentru momentele din seara aceasta, pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți Sfintele Scripturi cu dumneavoastră, aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea Faptele Apostolilor. Mesajul nostru poartă titlul Om după inima lui Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 13, vom citi de aici, începând de la versetul 21 și versetul 22. Pagina 1072 a Bibliei pentru aceia dintre dumneavoastră care poate citiți pentru prima dată din Sfânta Scriptură. Biblia spune așa, ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu l-a dat pe Saul, fiul lui Chiș din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, și acum ascultați dumneavoastră, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. De aici și titlul mesajului nostru, Om după inima lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun din nefericire, am auzit nu de puține ori replici din partea celor care mărturisesc că cred în Dumnezeu, mai mult decât atât am auzit replici din partea celor care batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu, cei care nu au o înclinație spre cele spirituale, ba chiar manifestă o atitudine de respingere totală, ba chiar de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Și remarca pe care am auzit-o din nou și din nou a sunat cam așa. Dacă David
a fost un om după inima lui Dumnezeu, asta înseamnă că el a fost după inima lui Dumnezeu și atunci când el a curvit și a păcătuit cu Batșeba, nevasta lui Urie, asta înseamnă că David a fost un om după inima lui Dumnezeu când a mințit ca să acopere păcatul acesta, ba chiar în încercarea lui David de a ascunde păcatul acesta îngrozitor, Sfânta Scriptură ne spune că David a fost cel care a orchestrat, a plănuit moartea soțului Batșebei Urie. Și unii prezintă această remarcă oarecum în bagiocură la adresa lui Dumnezeu. David, om după inima lui Dumnezeu. Sau, dintre cei care mărturisesc că sunt creștini, ei cred în Dumnezeu, oarecum pentru a scuza anumite practici, anumite păcate din viața lor, ei spun, dacă David a avut aceste păcate, dacă David a avut aceste slăbiciuni în viața lui și el a fost un om după inima lui Dumnezeu, cu siguranță că Domnul va trece și cu vederea păcatele mai mici sau mai mari prezente și în viața mea. Dați-mi voie să vă spun că Biblia prezintă foarte clar că David nu a fost un om după inima lui Dumnezeu atunci când el a trăit în neascultare directă față de cuvântul, față de poruncile lui Dumnezeu. David a fost un om după inima lui Dumnezeu atâta vreme cât el a trăit în ascultare de Dumnezeu și a împlinit voia sa. Și dacă vă aduceți aminte foarte bine, pentru că nu este obiectivul meu în această seară să prezint această latură din experiența lui David, dacă vă aduceți aminte, David a fost aspru mustrat de Dumnezeu. Și spune Biblia că la un moment dat Dumnezeu a trimis pe profetul Natan, care a venit și a adresat o mustrare directă împotriva lui David. David a recunoscut păcatul său, David s-a pocăit de păcatul său și a fost mult îndurerat de păcatul pe care l-a făcut. Mai mult decât atât, David a suportat consecințele păcatului său multă vreme. Dar David a fost un om după inima lui Dumnezeu și vom vedea de ce Dumnezeu a făcut această declarație despre el. Mai mult decât atât, Dumnezeu a făcut declarația aceasta despre David ca fiind un om după inima lui Dumnezeu, după placul său, în clipa în care David nici măcar nu era împărat, chemat, ales de Dumnezeu peste împărăția lui Israel. Haideți să citim din Biblie, în cartea 1 Samuel, la capitolul 13, unde apare pentru prima dată această declarație din partea lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 13, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul numărul 9. Aici este prezentat un moment al neascultării împăratului Saul, dar oarecum și un anunț pe care îl are Dumnezeu față de Saul că în curând cineva va domni în locul său. 1 Samuel, capitolul 13, și am vrea să citim de aici, de la versetul numărul 9. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal. Și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Și acum priviți ce spune Biblia în versetul 14. Dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui. Și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pe
pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Observați, aici este făcut anunțul acesta înaintea împăratului Saul. Și Samuel, profetul, spune, Domnul și-a ales un om după inima lui. Dați-mi voie să vă spun, suntem în capitolul 13 din Samuel. Omul acesta despre care vorbește Sfânta Scriptură că era după inima lui Dumnezeu, era David. Cu David facem cunoștință în cartea Samuel pentru prima dată, în 1 Samuel, capitolul 16, vom citi. Până la momentul acela, Dumnezeu nu amintește despre David. Dar este un lucru foarte interesant. Deși David nu era cunoscut de oameni, deși David nu era nici măcar în atenția lui Samuel, nu era nici măcar în atenția împăratului Saul, nu era în atenția oamenilor, David era în atenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, privind la viața lui David, Dumnezeu analizând viața acestui copilandru, acestui tânăr, Dumnezeu a văzut niște caracteristici despre care el subliniază, este un om după inima mea. Este un om după ce? După placul meu. Văd în viața lui niște trăsături de caracter care îmi plac atât de mult. Văd în experiența lui de viață, văd în modul în care el își împlinește responsabilitățile în viața lui de zi cu zi, îmi place de acest David. Când îl văd pe David, vorbesc în contextul de astăzi, cum el lucrează la Silcotub, când îl văd pe David cum el lucrează la fabrică la Michelin, când îl văd pe David cum lucrează între colegii săi la fabrica de mobilă, când îl văd pe David acolo în atelierul de mecanică, acolo în poziția lui, în responsabilitățile lui, eu văd ceva în acest om, văd niște caracteristici de care eu am mare nevoie pentru lucrarea mea și pentru planul meu în aceste zile. Scump prieten, drag ascultător, oaspete care ești alături de noi, vreau să spun un lucru foarte important. Și este bine ca să subliniez acest lucru și să-l păstrăm în inimă fiecăruia dintre noi. S-ar putea ca să crezi că ești un nimeni. S-ar putea ca să crezi că soarta ta și viața ta nu este înaintea ochilor lui Dumnezeu. S-ar putea să crezi că acele valori morale pe care tu le ai, acele temeri, acea frică sfântă față de Dumnezeu care este manifestată în viața ta, să vezi cu ochii tăi că adesea este tratată cu batjocură, este ridiculizată de către cei din jurul nostru. Dar aș vrea să spun, Dumnezeu niciodată nu trece cu vedere aceste trăsături de caracter. Și Dumnezeu are și astăzi, așa cum a avut în toate veacurile, oameni care sunt după placul Său, oameni care sunt după inima Sa, oameni despre care Dumnezeu spune, acesta, așa cum spunea despre Hristos cândva, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Îmi place de El. Este o întrebare care merită să ne-o adresăm fiecăruia dintre noi. Acum, în momentul acesta, când Dumnezeu privește la viața mea și la viața ta, poate să spună El despre mine, acesta este un om, este un bărbat, este o femeie, este un fiu sau o fiică după inima lui Dumnezeu. Poate să facă Dumnezeu această declarație și în dreptul nostru. Haideți să analizăm puțin acum și să descoperim ce trăsături de caracter avea acest David, care erau atât de prețioase înaintea lui Dumnezeu. Un om după inima lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu. Ce caracteristici vedea Dumnezeu în viața acestui om? Caracteristici ce erau atât de necesare pentru unul care ar fi fost chemat să conducă națiunea poporului Israel. Mergem în 1 Samuel la capitolul 16 și aici facem pentru prima dată cunoștință cu David. 1 Samuel,
capitolul 16 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 1. Priviți ce spune Biblia aici. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Saul era încă împărat peste Israel, dar Dumnezeu spune, deja este lepădat. Eu nu mă mai pot folosi de omul acesta. Și Domnul spune, vreau să te trimit la Isai, pentru că acolo între fiii săi este cineva pe care eu deja l-am pus deoparte ca împărat. Citim mai departe. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Imaginați-vă scena profetului Dumnezeu, care era portavocea lui Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, vine în localitatea ta, vine la tine în sat. Vine la tine în oraș, vine acolo pe meleagurile tale, în bătătura ta, profetul lui Dumnezeu este trimit acolo. Și când l-au văzut locuitorii Betleemului, l-au văzut pe Samuel, zic, ce se întâmplă, ce e cu tine aici, ce vești ne aduci? Priviți ce spune Biblia. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și i-au zis, ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns da. Vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Acum, în familia lui Isai, Isai avea mai mulți fii. Și acum, unul după altul, fiii aceștia sunt înfățișați înaintea lui Samuel. Și când Samuel îl vede pe întâiul născut al lui Isai, Eliab, când s-a uitat la înfățișarea lui, a zis, cu siguranță, acesta este următorul împărat. Aș vrea să vă întreb, ce a văzut Samuel în acest Eliab, în trăsăturile lui, pentru că Samuel nu putea să vadă inima lui. Samuel a fost atras de exteriorul acestui băiat. Când s-a uitat la Eliab, probabil că Eliab era mai înalt decât toți, se vedea că Eliab are cea mai mare experiență, Eliab probabil era un pachet de mușchi, da? Foarte bine sculptat, da? Foarte bine pregătit chiar și în cele ale războiului și el s-a gândit, uitându-se Samuel așa după caracteristicile din afară, a zis, cu siguranță că el este. Versetul numărul 6. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Vă aduceți aminte ce am spus la început? Dumnezeu îl alesese pe David cu mult timp înainte. Dumnezeu a spus, este un om care este după inima mea. Îmi place de el. Dar ceea ce Dumnezeu privea cu mare plăcere în viața lui David, nu erau lucrurile care aveau de-a face cu exteriorul. Dumnezeu nu s-a uitat la înălțimea lui David. Dumnezeu nu s-a uitat la înfățișarea lui. Dumnezeu nu s-a uitat la culoarea părului sau la culoarea ochilor sau la greutatea lui David. Dumnezeu nu s-a uitat nici la contul bancar al lui David. Dumnezeu nu s-a uitat la înțelepciunea lui în cele pământești, la erudiția lui, la cât de citit era el, cât de înțelept era el în lucrurile lumii acestea. Pentru că, din punct de vedere omenesc, cam acestea sunt caracteristicile după care noi împărțim pe unii oameni în oameni mari, niște oameni de succes în lumea aceasta și cei care sunt niște prăpădiți. Ce ziceți, un om de succes în lume este un om care
se plimbă prin Zalău cu Dacia 1310? Când văd oamenii pe cineva cu Dacia 1310 sau cu un Trabant sau cu o Dacie din aceea papuc de pe vremuri, văd oamenii într-un astfel de exemplu pe cineva de succes? Nu. E un prăpădit. Nu. Dacă ai un Mercedes, dacă ai o mașină foarte scumpă, dacă mergi într-un Ferrari, dacă, da, aceștia sunt oamenii de succes. Dacă ai o casă cu multe etaje, dacă ai o casă cu multe camere, dacă este totul aranjat, dacă ești un om care se îmbracă la costum și pleacă la servicii în fiecare zi la costum, la cravată, cu diplomatul în mână, înseamnă că ești cineva în viața aceasta. Dar valorile lui Dumnezeu nu sunt valorile noastre. Și invers, din nefericire, ceea ce noi vedem a fi valoros și de preț în lumea aceasta, pentru Dumnezeu nu înseamnă nimic. Dați-mi voie, puneți un semn aici în 1 Samuel și aș vrea să vă invit să citim o declarație din cartea Luca, la capitolul 16, și aș vrea să citim de aici, începând de la versetul 14. Luca 16, de la versetul 14. Și nu vreau să înțelegeți prin aceste cuvinte ale mele că acei bărbați, acele femei, acei tineri sau tinere care arată bine fizic, care sunt îngrijiți, care am putea spune au succes în lucrurile materiale ale lumii acesteia, nu pot fi folosiți de Dumnezeu. Nu am spus aceasta, ci vreau să spun că aceste lucruri cu atât mai mult pot să fie folosite de Dumnezeu pentru slava sa și pentru înaintarea planului său în lumea aceasta, dar mai întâi de toate trebuie să fie văzute în viața noastră lucrurile cele mai de preț, care nu au de-a face cu aceste lucruri care se pipăie, care se văd, ci cu lucrurile ascunse ale inimii. Uitați ce spune Biblia în Luca, capitolul 16, de la versetul 14. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Ce iubeau fariseii? Bani. Versetul 15. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Observați ce spune Scriptura. Ce era de dorit în contextul celor citite pentru oameni la vremea aceea? Să ai bani, să ai posesiuni, să câștigi. Dar Biblia ne spune că ceea ce este înălțat, ceea ce este de preț, ceea ce este aplaudat între locuitorii lumii acesteia, spune, pentru Dumnezeu este o urăciune. Cu alte cuvinte, sunt fără valoare. Și de aceea când fiii lui Isai au trecut pe dinaintea profetului Samuel, Dumnezeu căuta niște caracteristici care nu erau ușor de văzut. Erau lucruri care aveau de-a face cu inima, cu starea inimii, cu trăsături de caracter. Ne întoarcem în 1 Samuel la capitolul 16. 1 Samuel capitolul 16 și vrem să citim împreună de aici, de la versetul numărul 6. Și dragii mei, trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi în această seară, care sunt cele mai de preț lucruri din viața noastră? Ce înțelegi tu prin cuvântul avere? Mai privești la familia ta și la copiii tăi și la sănătatea lor ca o avere? Mai privești la timpul petrecut alături de soția ta și de copilașii tăi și de soțul tău ca fiind un lucru care nu merită să fie sacrificat pentru niciun câștig din lumea aceasta? Mai vezi tu în timpul petrecut cu Dumnezeu, în studierea Bibliei, în rugăciune, ca fiind o avere, ca fiind o îmbogățire față de Dumnezeu, lucru pe care nu-l poți cumpăra cu toată averea de pe pământul acesta? Ce este de mare preț pentru tine?
Și s-ar putea să spui la momentul acesta declarativ, bogăția mea, averea mea este Dumnezeu. Dar știți ce spune Biblia? Biblia spune așa, fiindcă unde este inima voastră, acolo este și comoara voastră. Nu vorbim despre organul acesta care pompează sânge, ci Dumnezeu când vorbește despre inimă în Scriptură, în primul rând vorbește despre minte, despre gândurile noastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, vrei să știi cu adevărat care este comoara ta, ceea ce tu prețuiești cel mai mult, după ce tu alergi, încotro tu investești. Dumnezeu spune, analizează-ți gândurile. Analizează-ți preocupările tale din fiecare zi. Încotro tu alergi, la ce meditezi, la ce gândești, despre ce vorbești. Acelea sunt valorile tale. Acelea sunt comorile tale de pe pământul acesta. Dar Dumnezeu spune, comoara mea, ceea ce eu prețuiesc cu adevărat, ceea ce este de mare preț pentru mine, adesea este văzut ca fiind nimic. Sărăcie pe pământul acesta. Dragii mei, aceasta este realitatea pe care noi o trăim. Însă Dumnezeu, spune Scriptura, nu privește la ce izbește ochiul. 1 Samuel, capitolul 16, citim de aici, începând de la versetul numărul 6, când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și a zis, negreșit unsul Domnului este aici, înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel și Samuel, atenție acum, e foarte important acest cuvânt. Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul dintre ei. Câți au trecut pe dinaintea lui Samuel? 7 fii. Începând cu cel mai mare. Și după ce fiecare dintre ei au trecut înaintea lui Samuel, declarația era făcută. Domnul nu te-a ales pe tine. Domnul nu l-a ales pe el. Samuel nu rostește aceste cuvinte în mintea sa. El nu spune în mintea sa, Domnul îi spune lui Samuel, Samuel nu este el. Și Samuel spune, mai este altul? Nu. Samuel spune înaintea lui Isai, niciunul dintre aceștia nu este alesul lui Dumnezeu. Știți care era întrebarea care se ridica în mintea oricărui tată când vine profetul lui Dumnezeu la tine acasă și face această ceremonie chemând pe toți fii, analizându-i. Care era întrebarea care și-o punea tatăl? Nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Ales pentru? Pentru ce? Pentru ce este ales? Și prin faptul că profetul lui Dumnezeu este venit și are loc această scenă, înseamnă că trebuie să fie ales pentru ceva important. Versetul numărul 11 aduce în atenție acum pe David. Și Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Aș vrea să vă întreb. De ce n-a fost invitat David la întâlnirea aceasta? Odată spune prietenul meu, fratele Trif, pentru că era cel mai tânăr. Era neînsemnat. Cu alte cuvinte, nici prin cap, observați, nici măcar nu l-au invitat. Deci, oarecum, bun, ce se întâmplă aici, trebuie să ne aibă în vedere pe noi. Între ghilimele folosesc expresia gașca noastră, echipa aceasta. Cu siguranță că ceea ce vrea să ne comunice nouă Dumnezeu, nu-l include și pe David. Locul lui David este acolo. Observați, David era disprețuit, era pus deoparte. El era cu ce? El era cu oile.
El paște oile. El face o lucrare, o lucrare necesară, dar nu este o lucrare importantă. El nu este Eliab, el nu este Abinadab, el nu este unul dintre fiii aceștia puternici, cu responsabilități, cu mușchi, cu statură, să se vadă, Doamne, că poate face ceva deosebit. El e cu oile. Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi. Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. Și acum apare David. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă. Și Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. El este cine? El este un om după inima mea. Pe el l-am ales. Când Dumnezeu se uita din cer, Dumnezeu se uita la un băiețandru care avea grijă de oile tatălui său. Și când Dumnezeu analiza viața lui David, de acolo din tronul său, din tronul său ceresc, privind la viața lui David, ce făcea David cu oile acelea, cum el ne îngrijea, cum el le cârmuia, cum el le atingea cu toiagul, cum el le lua apărarea acestor oi, cum el se îngrijea de ele, cum lega pe cea rănită, cum hrănea pe cele care erau flămânde, cum avea grijă de cea slabă. Dumnezeu a văzut în această atitudine a lui David caracteristici care îl puteau face pe el un mare lider, un conducător al poporului, al turmei lui Israel. Dragul meu, trăim într-un timp în istoria acestui lumii când oamenii adesea nu mai au demnitate. Dați-mi voie să vă spun ceva despre mine. În zilele mele de nepocăință și de depărtare față de Dumnezeu, vreau să vă spun, au fost momente în experiența vieții mele când mie îmi era rușine să o chem pe mama mea la ședința cu părinții la școală. Știți de ce? Nu pentru că nu aveam o mamă care arăta bine. Nu. Nu pentru că mama mea era, cum să zic, cu handicap. Ci adesea știind statutul social al colegilor mei, care erau copii de directori, patroni și așa mai departe, oameni cu potențial financiar, când eu știam că tatăl meu lucrează în construcții și mama mea lucrează curățenie, făcând curățenie în casele oamenilor pentru a se întreține pe ei și pe noi ca și copii, priveam starea aceasta, cum să vă spun, nu că mi era rușine, dar mă disprețuiam pe mine datorită poziției în care noi ne găseam. Înțelegeți? Și când era invitată la școală, întotdeauna mă gândeam, bun, dacă nu o să întrebe pe mama, cu ce vă ocupați? Mă gândeam că se prăbușește pământul de sub mine. Ce lucrează tatăl tău? Tata e patron. Dar tatăl tău ce lucrează? Tata este cioban. Tata e cu oile. Tatăl tău ce lucrează? Tata lucrează grădinar, are solar. Înțelegeți? Și sunt oameni care au căzut oarecum în capcana aceasta de a se disprețui pe ei înșiși. Sunt oameni care se uită la condiția lor socială, se uită la casa lor, la garsoniera lor, la ușa de la apartamentul lor, la gresnia și faianța din baia lor, la mobila care ei au în casă și se gândesc, eu nu pot să invit pe cineva în casa mea în condițiile acestea pe care le am eu. Nu pentru că și-au câștigat acele lucruri cu bani necinstiți. Nu pentru că au dat în cap la cineva, înțelegeți, dar ajung să se compare cu oamenii. Însă Dumnezeu spune să nu faci aceasta. Niciodată să nu faci aceasta, pentru că indiferent cât de umilă ar fi poziția ta în ochii oamenilor în lume, înaintea lui Dumnezeu, modul în care tu lucrezi, modul în care îți îndeplinești cu credincioșie
responsabilitățile tale, modul în care este manifestat caracterul tău între colegii tăi, între vecinii tăi, între prietenii tăi, acestea sunt lucrurile pe care eu le caut. Nu portofelele care sunt burdușite cu bani sau cu carduri la diferite bănci. S-ar putea ca aceasta să însemne ceva în lume. Nici în lume nu mai înseamnă. Observați că se prăbușesc toate în jurul nostru. Bancă după bancă și specialiștii confirmă doar ceea ce Biblia a scris cu sute de ani, cu mii de ani înainte, că ne așteaptă o puternică criză financiară cum n-a fost de când este omul pe pământul acesta. Până acolo încât se va ajunge, nu vom putea cumpăra și vinde nimic dacă nu vom face ceea ce ne spun mai mari. Împotriva cuvântului Dumnezeu. Dragii mei, ce este de preț înaintea lui Dumnezeu? S-a uitat la David, David de la oi, și a spus, ungeți-l. Dacă vă uitați cu atenție la versetul 12 și 13, Isaia a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă și Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul, atenție, fraților lui. Evenimentul acesta al ungei lui David, punerea lui deoparte pentru o lucrare specială, Samuel știa că acesta este următorul împărat. Nici Isai, nici frații lui David, nimeni nu știa lucrul acesta. Dar prin faptul că a fost uns cu un de lemn înaintea la toți, asta însemna că el este pus deoparte pentru o lucrare deosebită. Pentru că toți au fost trecuți cu vederea. Și acum David, după ce este așteptat, n-au vrut să mănunce până când nu vine David, după ce l-au așteptat, David pășește, Samuel ia cornul cu un de lemn și înainte la toți frații lui în mâini. Și ăștia stau și își dau coate unul în altul. Ce se întâmplă? Tată, ce înseamnă aceasta? Ce se întâmplă la noi în casă? David este ales pentru o lucrare specială. Și imediat după ce este uns cu un de lemn, zice, Duhul Domnului a venit peste David și începând din ziua aceea și în cele următoare, Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Eu am o întrebare pe care mi-am pus-o atunci când am citit pasajul acesta. Care credeți dumneavoastră că a fost atitudinea lui David imediat după ce el a fost uns și pus deoparte pentru o lucrare deosebită? Ce a început el să facă imediat din ziua următoare? S-a umflat în piept și a spus, de astăzi înainte să vă duceți voi cu oile. De astăzi înainte să nu mă mai trimiteți pe mine să mulg vaca. De astăzi înainte să nu mă mai trimiteți pe mine să strâng eu gunoiul din grajd. Aceste lucruri sunt poate pentru voi. Voi cu toții ați fost martori că Dumnezeu m-a chemat pe mine la o lucrare specială. Unde lemnul acela care a fost turnat peste capul meu, măi băieți, nu a fost turnat în zadar. Domnul are un plan cu mine de astăzi înainte, eu zic și voi faceți. Eu poruncesc și voi executați. Ne-am înțeles? Păi cu toții ați văzut ceea ce s-a întâmplat. Cât se poate atâta nedreptate să-mi îngrop eu talentele mele și darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu în slujbele acestea mizere și umile. Adio, s-a terminat, este timpul să conduc. Dumnezeu mi-a dat autoritate nu ca să stau peste oi, ci să stau peste oameni. Aceasta este reacția pământească, firească, dar nu David. Știi ce a făcut David imediat după ce a fost uns? Biblia ne spune că s-a întors la oi. Uitați-vă cu atenție. Dacă dați pagina în capitolul 16, citim despre un moment când Saul împăratul, fiind părăsit de Dumnezeu, era muncit de un duh rău. Și sfetnicii săi au zis, hai să chemăm pe cineva care știe să cânte frumos la un instrument, să-l liniștească pe Saul. Și au zis, pe cine știm noi? Cineva care cântă frumos la harpă, să cânte frumos, să liniștească starea lui de spirit, da? Și spune bine, s-au gândit, măi, știm noi pe cineva, pe fiul lui Isai,
pe David. Uitați-vă ce spune Biblia. Versetul numărul 16. 1 Samuel 16:16. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va veni peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Deci cu alte cuvinte, prin această muzică cântată la harpă, ați auzit vreodată harpa cântând? Vreau să vă întreb, harpa produce un sunet strident, țipător, oarecum care merge împotriva ritmului inimii noastre? Eram multă vreme, în urmă cu câțiva ani, am fost în Marea Britanie într-o biserică. Nu contează despre ce biserică este vorba și am fost invitat acolo să vorbesc. Și la un moment dat era o biserică foarte mare, amvonul era poziționat undeva foarte aproape de boxele centrale ale acelei biserici. Dragii mei, când au început să cânte oamenii, instrumentiștii și cântăreții, deci credeam că îmi sare inima din piept. Și îmi aduceam aminte de momentele în viața mea când, în nepocăința mea, am stat și eu înaintea unor concerte cu muzică, muzica aceasta a lumii, și îmi aduc aminte că cât de nepotrivită era muzica aceasta chiar din punct de vedere fiziologic. Pur și simplu, ritmurile acelea care se auzeam, bubuiturile acelea, basurile acelea, îmi creau o stare de spirit, ba chiar o neliniște la nivelul inimii mele, pentru că mergeau direct împotriva ritmului meu cardiac. Au fost persoane în ocazia aceea care s-au ridicat din sală și au plecat pentru că nu puteau suporta vacarmul acela, balamucul acela de zgomot. Eu citesc aici despre o muzică liniștită, care odată cântată alunga duhul acela rău. Și dacă este adevărat că există o muzică care alungă duhurile rele, dați-mi voie să vă spun, este la fel de adevărat că există o muzică care invită prezența duhului rele. E foarte important de înțeles lucrul acesta. Și l-au chemat pe David. Versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitorii lui a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Versetul 19. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Păi ce căuta cu oile dacă a fost uns? N-a fost el pus deoparte pentru o lucrare specială? Tot la oi, prietenul meu, tot la capre, frate Trif, tot acolo îl trimiți. Dar cine descoperă aceste lucruri cu privire la caracterul lui David? Ce a văzut Dumnezeu în inima lui David, în caracterul său? De ce Dumnezeu l-a numit pe David un om după inima mea? Un om care are o caracteristică, îmi place caracteristica aceasta, și dacă va fi chemat să slujească, să conducă pe poporul meu, este nevoie de această trăsătură de caracter. Ce trăsătură de caracter este manifestată în viața lui David? Smerenia. Umilință. Stând aici în față, mă rugam în mintea și în inima mea: Doamne, despre ce să vorbesc? Nu pentru că nu am ce să vorbesc, dar Dumnezeu știe cel mai bine nevoile fiecăruia dintre noi. Eu nu vă cunosc așa cum vă cunoaște Dumnezeu. Când a pășit în față sora Elvira și a avut o poezie despre ce a fost poezia? Smerenie. Pentru mine a fost o confirmare: Doamne, îți mulțumesc. Despre smerenie. Eu n-am vorbit cu ea. Ea n-a vorbit cu mine. Dar vreau să vă spun, această caracteristică, smerenia, umilința, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, pe baza Bibliei, Dumnezeu privește cu plăcere un om care are putere, îi este dată puterea, are autoritate
Și cu toate acestea, el rămâne umil, smerit. Dă-mi voie să te întreb în această seară. Cum te comporți în momentul în care ai putere? Vrei să vezi cum este un om de fapt? Și ce caracter are? Dă-i putere. Ați văzut oameni care s-au schimbat peste noapte doar pentru că au fost puși într-o poziție mai bună? Ați văzut oameni. Prieten cu tine la cataramă. A ajuns de aici, aici, nici nu te mai cunoaște. A uitat, există o vorbă la noi în popor, că a mâncat din aceeași cratiță, din aceeași farfurie cu tine. Nici nu te mai cunoaște. Smerenia. Umilința. Ce faci cu puterea care ți este dată de Dumnezeu, cu autoritatea care ți este dată de Dumnezeu, dragă soțule? Tată, este smerenie? Sau este atitudinea aceea? La mine în casă, Domnul m-a pus preot, Domnul m-a pus conducător la mine. Dacă nu faci ce zic eu, du-te înapoi la maică ta. Asta înseamnă smerenie? Asta înseamnă umilință? De fapt, acesta este un om slab. Este un om slab. Smerenia, umilința este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă invită pe mine și pe tine să învățăm de la El. În Cartea Matei, capitolul 11, dorim să concretizăm gândurile noastre în această ocazie. Smerenia și umilință. Priviți ce spune Biblia. Matei, capitolul 11, și am vrea să citim de aici, de la versetul 29. Matei 11 cu versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și vei găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce vrea Dumnezeu să învățăm de la El? Zice, eu vreau să înveți de la mine blândețea. Era un prieten de-al meu care a fost la un moment dat arestat. L-am cunoscut într-o ocazie prin intermediul Evangheliei, un mare interlop în lume. Vorbesc atât în țară cât și peste hotare, prin acțiunile sale pline de fără de lege. Dar l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și s-a pocăit. Atât de mare a fost schimbarea produsă în viața lui, încât colegii lui din pușcărie au vrut să-l testeze, să vadă dacă e adevărată schimbarea lui sau se preface. Ba chiar și responsabilul pușcăriei, directoarea pușcăriei, nu credea că el s-a schimbat. Și știți ce făceau? Aranjau oarecum așa în pușcărie, în relațiile dintre el și dintre ceilalți colegi, cumva să se intersecteze în situații din acestea de scântei, să vadă ce făcea. În trecut îi bombarda repede pe toți. Și la un moment dat, povestea cineva care a stat în prezența lui, ba chiar șefa acestui penitenciar, povestea la un moment dat că a văzut cu ochii o scenă când unul dintre colegii acestui deținut l-au batjocorit, l-au scuipat, l-au înjurat, au vorbit urât despre el. Însă când făceau lucrurile acestea, le făceau în timp ce ei înșiși tremurau. Știți de ce tremurau? Pentru că în trecut erau călcați în picioare. Și la un moment dat era scena aceasta înaintea lor, când acest om puternic, totuși atins de harul lui Dumnezeu, l-a prins pe unul dintre acești instigatori, dintre acești baciocoritori, l-a ridicat așa cu o mână în sus, l-a ridicat în sus și îl ținea și spune: mă, dacă ți-aș da una, zi, mă, dar nu dau, mă. Nu dau. M-am schimbat, mă. Și l-a pus jos și a zis: eu te iert, nu mai fă așa. Și l-a tremurat înaintea lui. Dragii mei, așa se întâmplă când schimbarea are loc în viața unui om. Oamenii te știau într-un fel, acum te știu într-un alt fel.
Oamenii te știau cum nu aveai răbdare, cum strigai, cum țipai, cum urlai, cum strigai la soția ta. Dorința ta de a stăpâni cu orice preț, de a-i face pe toți să facă ca tine. Și acum Dumnezeu, prin Harul Său, prin Duhul Sfânt, schimbă inima omului. Cum o schimbă? Un duh blând, smerit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știați dumneavoastră, David era un tip al Domnului Iisus Hristos. În Scriptură, Iisus este numit adesea Fiul lui David. Nu pentru că era Fiul lui David fizic, ci pe linia lui David, în cele din urmă, Domnul Hristos s-a născut. Vreau să vă întreb, s-a smerit Domnul Hristos pentru salvarea noastră? A avut Domnul Hristos putere? A avut Domnul Iisus Hristos glorie? A avut Domnul Hristos autoritate? Dar ca să mă salveze pe mine, s-a smerit? S-a umilit Domnul Hristos? În Filipeni, la capitolul 2, priviți ce frumos spune aici. Filipeni, capitolul 2. Să ne ajute Domnul în această ocazie de seară pe mine și pe dumneavoastră. Să fim și noi niște oameni după inima lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu. Suntem într-un timp în istoria acestui pământ. Chiar și în această săptămână și săptămâna următoare, oamenii vor avea în atenție lor această sărbătoare a Paștelui, care ne cheamă să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos pentru salvarea ta și pentru salvarea mea. Cât de bine ar fi ca să învățăm ceva din caracterul Său, privind la El. Priviți ce spune Biblia în Filipeni, capitolul 2, și aș vrea să citesc de la versetul numărul, versetul numărul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, când era mai tânăr, exista o expresie între noi, între tine. Mă, tu știi cine sunt eu? Și oarecum, când spunea cine ești, trebuia să creeze o stare de teamă, de panică, de tu știi cine sunt? Tu știi cine sunt eu? Iisus n-a spus niciodată așa cuvinte. Tu știi cine sunt eu? Tu știi ce pot eu? Tu știi ce putere am eu? Tu știi ce autoritate am eu? Tu știi ce se cere în drept de la mine să fac? Priviți ce spune Biblia. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie ca Dumnezeu, cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce a făcut Domnul Iisus? S-a smerit. Avea o poziție sus și el a zis nu. Ca să salvez pe Andrei, ca să-l salvez pe Ioan, ca să-l salvez pe Lorin, ca să-l salvez pe Șoni, ca să-l salvez pe Michi, ca să-i salvez pe Cornel, am nevoie să mă smeresc, să mă umilesc, ca el să poată fi salvat. Dragii mei, mă întreb, e posibil ca prin smerenia și umilința noastră să salvăm și noi pe cineva? E posibil ca soția mea, soția ta, copiii noștri să fie salvați văzând atitudinea aceasta de smerenie și de umilință și de transformare făcută de Duhul lui Dumnezeu în viața mea? E posibil ca transformarea caracterului meu să grăbească salvarea și mântuirea celui de lângă mine? Cu siguranță. Și pentru că Domnul Hristos s-a smerit, priviți ce spune că va face Dumnezeu. De aceea, versetul 9, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că s-a smerit, Biblia ne spune, Dumnezeu l-a înălțat. Și așa va face Dumnezeu cu orice om. Oricine se va smeri, va fi înălțat. Și oricine caută să se înalțe în lumea aceasta, există expresia legea junglei, pentru a ajunge la țintă, calcă pe cadavre, nu te uita ce se întâmplă în jurul tău, important este tu să supraviețuiești.
Biblia ne spune cine trăiește după principiul acesta va fi smerit. Va fi coborât în cele din urmă de Dumnezeu. Pentru că aceasta nu este o trăsătură de caracter pe care o iubește Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să închei în această seară cu un pasaj. Trăim într-un timp în istoria acestei lumi când vedem foarte puțin oameni în jurul nostru. O să spuneți, da, biserica asta e plină de oameni și zalăul e plin de oameni. Știți ce înseamnă expresia? Să fii om. Nu ești om. Tu nu ești om. Ați auzit expresia aceasta? Dacă ai fi om, n-ai proceda în felul acesta. Dar omul suprem, omul model, omul etalon, sau mai bine zis, cel mai frumos dintre oameni, este Domnul Hristos. Care ce a făcut? S-a smerit. S-a umilit. Cu toate că avea putere. Dumneavoastră sunteți, da, eu sunt, cu bicicleta prin oraș. Nu înseamnă trebuie să mergi cu bicicleta prin oraș. Dar câteodată, plimbându-te printre oameni, tu cel care ești, arăți că ești gata să întâlnești pe toți, pe toți oamenii. În cartea Ioan, la capitolul 19, aș vrea să citesc de aici, de la versetul numărul 1, este ultimul nostru pasaj pe care îl citim în această seară. Priviți ce spune Biblia aici. Om după inima lui Dumnezeu. Și prin harul Domnului vom medita mai mult la această experiență a lui David, ce reflectă pe Domnul Hristos și în ocazia de mâine. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împlinit-o cu nună de spini, au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Ce-a spus Pilat? Iată omul. Ece omul. Iată omul, nu orice fel de om, ci omul cu o mare, cel mai frumos dintre oameni. Omul model, omul etalon, omul standard pe care noi trebuie să-l copiem. Și cu toate că Hristos avea putere, cu toate că Hristos avea autoritate, i-a pus o cunună de spini pe cap. L-au bătut, l-au scuipat, l-au batjocorit, l-au călcat în picioare. Și cu toate acestea Hristos s-a smerit. S-a smerit. Mă rog în această seară pentru mine și pentru dumneavoastră să cerem lui Dumnezeu ca prin intermediul Duhului Sfânt să sădească această frumoasă trăsătură de caracter în viața mea. Nu știu la ce te pricepi să faci. Nu știu care sunt darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu născute sau cultivate. Nu știu care sunt lucrurile cu care tu te lauzi în lume. Dar dacă nu e smerit, nu ești de preț înaintea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult vei străluci dacă în ceea ce te pricepi să faci, în darul, în talentul spiritual sau în cele materiale pe pământul acesta, întotdeauna vei aduce slavă lui Dumnezeu. Ce frumos cânti! Nu eu! Nu eu! Dumnezeu! Ce frumos predicați, ce frumos cântați la instrument, ce bine vă pricepeți să faceți lucrul acesta, fiecare cu darurile noastre. Și întotdeauna să spunem, nu eu, Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat, iar noi smeriți și în cele din urmă salvați. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să spuneți în această seară, Doamne, dă-mi și mie smerenie, Doamne. Dă-mi și mie smerenie, dă-mi și mie umilință. Dă-mi și mie blândețea care te caracterizează pe tine.
Este aceasta dorința dumneavoastră? Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.